este lovit acolo de un jucător de la Gazmetan Medias, nu-mi dau seama încă de cine. Cred că de italianul, ba nu, de Crețu, Hențul lui Crețu. Și Matulevicius poate închide acest meci la 2-0. N-aș vrea să pară răutăcios cu fanii Mediașului, însă Gazmetan nu cred că mai poate întoarce soarta acestei partide. Matulevicius în fața primului gol din acest sezon. Un moment extrem de greu pentru Răzvan Pleșca. Matulevicius, gol! Gol Pandurii Târgu Jiu, lituanianul Davidas Matulevicius.